În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi. Cu dor am dorit să mănânc acest Paște cu voi. Lăudat să fie Iisus Hristos. Sfințite, domnule rector, denone, cele voastre părinți profesori, părinți concelebranți, părinți seminariști, persoane consacrate, deci iubiți credincioși în catedrala noastră, deci iubiți credincioși ascultători radioului Maria și a internetului. După ce am celebrat cu bucurie răspunsul nostru la invitația lui Iisus la liturghia crismei sau a uleiurilor în cadrul dimineții, celebrând ziua preoției noastre, acum răspundem la cererea lui Iisus de a fi cu El, la cina cea de taină, cina iubirii. Când El oferă întreaga sa bucurie nouă. Celor care suntem aici, cum odinioară erau apostolii în cenacul. Ne dispunem acum să-L conjurăm pe Iisus, să stăm lângă El, să primim gestul Său de iubire, spălarea picioarelor și să-L primim în sfânta taină pe care El ne-a lăsat-o ca testament pentru viața noastră. Și cerem iertare lui Dumnezeu pentru ca să putem celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii în cina Domnului. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfântă Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
gloria in excelsis Deo. Să luăm parte la cina preasfântă, în care Fiul Tău nu născut, înainte de a se da pe sine la moarte, a încredințat bisericii Tale, bisericii Sale, jertfa nouă a legământului veșnic cu ospățul iubirii Sale. Dă-ne, te rugăm, harul, că din acest mister atât de mare să sorbim plinătatea iubirii și a vieții prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea Exodului.
În zilele acelea, Domnul le-a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: luna aceasta să fie pentru voi începutul lunilor, ea să fie pentru voi întâia dintre lunile anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel: în ziua a 10-a a lunii acesteia, fiecare să ia un animal din turmă pentru fiecare casă părintească, un animal din turmă pentru fiecare casă. Iar dacă o familie este prea mică pentru un miel, să-l ia împreună cu vecinul cel mai de aproape de casă, după numărul sufletelor. Fiecare să socotiți cât sunt de trebuință ca să mănânce un miel. Animalul din turmă să fie fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Să-l luați fie dintre miei, fie dintre capre. Să-l păstrați până în ziua 14-a a lunii acesteia și toată adunarea comunității lui Israel să-l înjunghie spre seară. Să ia din sânge și să pună pe amândoi ușorii ușii și pe pragul de sus al caselor în care îl vor mânca. Să mănânce carnea în noaptea aceea, să o mănânce friptă la foc, cu azime și cu ierburi amare. Să-l mâncați așa: să aveți mijlocul încins, sandalele în picioare și toiagul în mână. Să-l mâncați în grabă, este Paștele Domnului. Eu voi trece prin țara Egiptului în noaptea aceea și voi lovi pe tot întâiul născut din țara Egiptului, de la om până la animale. Voi face judecată împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Sângele vă va fi semn pe casele în care veți fi voi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Nu va fi între voi nicio rană nimicitoare atunci când voi lovi țara Egiptului. Această zi să vă fie memorial și să o celebrați ca o sărbătoare a Domnului din generație în generațiile voastre, ca hotărâre veșnică să o celebrați. Cuvântul Domnului. Din potirul binecuvântat ne împărtășim cu sângele lui Hristos. Ce-i voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut? Voi lua potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului. Lucru de preț este în fața Domnului moartea credincioșilor săi. Eu sunt slujitorul tău și fiul slujitoarei tale. Tu ai desfăcut legăturile mele. Îți voi aduce jertfă de laudă și voi invoca numele Domnului. Voi împlini voturile făcute Domnului de față cu tot poporul său. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis, că Domnul Iisus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a zis:
Acesta este trupul meu, cel care este pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: Acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni. Cuvântul Domnului. Vă dau o poruncă nouă, spune Domnul, să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Iisus că îi venise ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. În timpul cinei, când diavolul pusese deja gândul de a-l trăda în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, știind că Tatăl a dat toate în mâinile sale și că de la Dumnezeu a ieșit și că la Dumnezeu merge, s-a ridicat de la cină și a pus hainele deoparte și, luând un ștergar, s-a încins. Apoi a turnat apă într-un vas de spălat și a început să spele picioarele discipolilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru. Acesta i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli picioarele? Iisus a răspuns și i-a zis: Ceea ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru i-a spus: Nu-mi vei spăla picioarele în veci. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a spus: Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine a făcut baie nu are nevoie să-și spele decât picioarele, căci este curat în întregime. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci îl știa pe cel care avea să-l trădeze, de aceea a spus: Nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a spus: Înțelegeți ce am făcut pentru voi? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine spuneți, pentru că sunt. Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci v-am dat exemplu ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu. Cuvântul Domnului. Laudă-ți fie,
excelențele voastre, iubiți frați și surori, suntem împreună în această seară pentru a celebra cea mai minunată poveste de dragoste pe care lumea a cunoscut-o vreodată. Povestea de dragoste dintre Dumnezeu și creatura sa, dintre Dumnezeu și noi, dintre Dumnezeu și mine. Această poveste a început de mult, odată cu crearea omului, dar își atinge punctul culminant în aceste trei zile sfinte în care celebrăm amintirea gestului suprem săvârșit de Dumnezeu din dragoste pentru noi, și anume patima, moartea și învierea lui Iisus pentru mântuirea noastră. Perioada sacră a Triduumului Pascal începe în această seară, Joia Mare, în care celebrăm multe și importante evenimente din viața lui Iisus. Este seara de dinaintea morții sale. Este seara în care a fost trădat de unul din ucenicii săi. Seara în care El s-a oferit morții pentru ca noi să putem trăi. Dar cel mai important moment din această seară este cina cea de taină, în timpul căreia Iisus înființează sacramentul Euharistiei, înființează sacramentul preoției și proclamă porunca iubirii de aproapele. Suntem împreună în această seară pentru ca să celebrăm aniversarea primei sfinte liturghii. În această seară noi vom fi comesenii lui Iisus, vom frânge pâinea împreună cu El și ne vom aminti că El este acela care ne-a spus că această pâine este trupul Său. Iată, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacurilor. Iisus și-a împlinit această promisiune în modul cel mai perfect cu putință. El a rămas cu noi ca un prieten adevărat, ca un frate, pentru că aici, în biserică, în fața Sfântului Altar, să-L putem găsi și să-I spunem toate durerile noastre, să-I cerem ajutorul în încercări, să-I împărtășim toate bucuriile noastre, să-I aducem în dar mulțumirile noastre și să-I încredințăm toate suferințele noastre. Și nu numai că Dumnezeu este la dispoziția noastră permanent, dar mai mult, El, Dumnezeu, ni se oferă ca hrană sufletească, ca pâine veșnică pentru a potoli foamea noastră de Dumnezeu, pentru a îndumnezei neputincioasa noastră fire omenească. Poate oare exista un semn de dragoste mai grăitor decât acesta? Și pentru ca jertfa sfântă a Euharistiei să fie oferită necontenit până la sfârșitul veacurilor, Iisus a instituit un alt sacrament, acel al preoției. Cei care sunt aleși de Dumnezeu pentru a primi acest sacrament, preoții, au datoria sacră de a oferi cu fidelitate jertfa Sfintei Liturghii pentru mântuirea sufletelor care le-au fost încredințate. Misiunea sfântă a vieții lor este de a-L întrupa pe Iisus în mijlocul oamenilor, de a proclama tuturor mântuirea adusă de El, de a vesti neîntrerupt și cu sârguință că Iisus ne iubește și că El este prezent în mijlocul nostru și ne așteaptă. Lumea de astăzi are multe exigențe de la preoții de astăzi. Și dumneavoastră aveți multe exigențe. Și aceasta pe bună dreptate. Așa trebuie să fie. Dar nu uitați că principalul țel al preotului este acela de a fi mijlocitor, de a așeza pe altar atunci când celebrează Sfânta Liturghie rugăciunile credincioșilor, de a-I prezenta lui Dumnezeu bucuriile și suferințele dumneavoastră, de a oferi jertfa Sfintei Liturghii pentru cei vii și pentru cei răposați. Acesta este scopul principal al prezenței preotului în mijlocul dumneavoastră și de aceea să nu ezitați niciodată
să vă prezentați rugăciunile de mulțumire și de cerere pentru ca să le așeze pe altar și să le ofere Domnului odată cu pâinea și vinul pentru Sfânta Jertfă. La cina de taină, Iisus nu numai că ni s-a oferit pe sine însuși în Sfânta Împărtășanie, dar ne-a și învățat cum să-L primim. Deși era oaspetele de onoare, deși era stăpânul Universului, Iisus, ne spune Evanghelistul, s-a încins, a luat un vas și a spălat picioarele apostolilor și apoi le-a spus: voi mă numiți pe mine învățător și domn și bine ziceți, pentru că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat vouă picioarele și voi sunteți dator ca să spălați picioarele unii altora, căci v-am dat vouă pildă ca precum v-am făcut eu vouă să faceți și voi. Cum am făcut eu, să faceți și voi. A-L primi pe Iisus în Sfânta Euharistie înseamnă a fi gata să-L ajutăm pe Cel de lângă noi. Înseamnă a fi gata să alergăm în ajutorul fratelui sau a surorii care are nevoie de noi. A-L primi pe Iisus în Sfânta Euharistie înseamnă a-ți deschide inima și a-i primi pe cei săraci, pe cei părăsiți, pe cei ignorați de societatea noastră nedreaptă, nu numai la masa euharistică, ci și în inima noastră, pentru ca ei să se simtă cu adevărat nu membrii unei societăți oarecare, nu membrii unui club, ci membrii unei familii iubitoare și generoase, care se bucură atunci când îl vede și îl primește cu dragoste. Cel care se mulțumește să-L primească pe Iisus în Sfânta Împărtășanie și nu face mai departe următorul pas, acela al slujirii aproapelui, înseamnă că nu a înțeles nimic din jertfa lui Hristos. Credința lui în prezența reală și permanentă a lui Hristos este o credință fracturată, o credință incompletă. Înseamnă că se mulțumește să stea la masă cu Iisus, dar nu este dispus să-L însoțească pe calea crucii. Nu vrea să stea pe Golgota, sub cruce. Nu vrea să împartă cu celălalt bucata pe care a primit-o de, bucata de pâine pe care a primit-o de la Dumnezeu. Ca și apostolilor, Iisus ne spune și nouă: v-am dat vouă o pildă ca precum v-am făcut eu vouă să faceți și voi. La sfârșitul Sfintei Liturghii, după ce altarul va fi fost dezgolit și pregătit pentru celebrările de mâine seară, suntem invitați să petrecem câtva timp alături de Iisus. Este seara agoniei din grădina măslinilor, seara când Iisus rămâne singur, când apostolii îl părăsesc, iar unul din ei îl trădează. Iisus ne cere să rămânem câteva minute alături. Ne cere nouă, prietenii Săi, frații și surorile Sale, să veghem alături de El. În schimbul prezenței Lui neîntrerupte în taina sfântă a altarului, Iisus ne cere câteva minute pe care să le petrecem împreună cu El în această seară. Fie ca luând parte la cina cea de taină a lui Iisus în această seară, să ne învrednicim cu toții de a fi în cele din urmă părtași la masa împărăției Sale veșnice.
sinovo novum Christi amorem. Exultate vos et in ipso voio condem vorem. Time amo vos et ameve vos meum vivum. Et ex corde mediligam amus nosi vivine ceve vero. In vobo novum Christi amorem. Exultate vos et in ipso voio condem vorem. Time amo vos et ameve vos meum vivum. Et ex corde mediligam amobus nosi vivine ceve vero.
Fraților prea iubiți, Iisus continuă să facă mereu acest gest al spălării picioarelor, al iertării, ceea lui îi mulțumim și dorim ca mereu să ne găsească vrednici de a-L întâmpina când vine la noi, cerându-i mereu iertare pentru păcatele noastre. Să ne rugăm acum Domnului nostru, Iisus Hristos, care ne-a invitat la cina sa de taină, care a instituit misterul ce ne face părtași de moartea și învierea sa. Doamne Iisuse Hristoase, pâinea vieții, desăvârșește cu prezența ta euharistică unitatea bisericii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne nouă, care primim trupul și sângele tău, harul de a fi, prin cuvânt și faptă, adevărați vestitori ai prezenței tale în lume. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în sufletele tuturor oamenilor foamea după hrana cerească a cuvântului și a euharistiei tale. Te rugăm, ascultă-ne! Reîmprospătează în toți preoții harul Sfintei Preoții. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă și din mijlocul nostru tineri la Sfânta Preoție. Te rugăm, ascultă-ne! Pe toți răposații care pe pământ s-au hrănit cu trupul și sângele tău, primește-i să se bucure de vederea feței tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule veșnic, prin celebrarea morții și învierii Fiului Tău, ne asociezi la jertfa Lui și ne dăruiești viața dumnezeiască. Ascultă rugăciunea bisericii adunate în jurul Sfântului Altar, prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Tăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul să luăm parte cu vrednicie la aceste taine, pentru că ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe, se împlinește lucrarea răscumpărării noastre prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El adevăratul și veșnicul preot, a rândui jertfa veșnică, oferindu-se pe sine însuși ca victimă pentru mântuirea noastră și poruncindu-ne și noi să aducem aceeași jertfă în amintirea Lui. Trupul lui jertfit pentru noi, când îl mâncăm, ne întărește. Sângele lui vărsat pentru noi, când îl bem, ne curăță. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, îți înălțăm imnul de laudă zicând fără încetare. Thank you.
Pe tine așadar, premilostive Părinte, cu umilință te rugăm și cerem, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, să binevoiești a primi și a binecuvânta aceste daruri, aceste prinosuri, aceste sfinte jertfe de pătate, pe care ți le oferim mai întâi pentru Biserica ta Sfântă Catolică. Binevoiește, ai dărui pacea, a o păzi, a o cârmui pe întregul pământ, împreună cu slujitorul tău, Papa nostru Francisc, cu mine în vrednicul tău slujitor, cu episcopul nostru auxiliar Aurel, cu tot clerul și cu toți aceia care mărturisesc dreapta credință catolică și apostolică. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorii și slujitoarele tale și de toți cei de față a căror credință și evlavie îți sunt cunoscute, pentru care îți oferim sau care îți oferă această jertfă de laudă, atât pentru ei înșiși, cât și pentru toți ai lor, pentru răscumpărarea sufletelor, spre nădejdea mântuirii și ocrotirii lor, și înalță rugăciunile lor către tine, Dumnezeul cel veșnic, viu și adevărat. În unire cu întreaga biserică, amintim și cinstim înainte de toate pe slăvita pururea Fecioară Maria, născătoarea Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, precum și pe Sfântul Iosif, soțul Fecioarei, pe toți sfinții tăi apostoli și martiri, Petru și Paul, Andrei, Iacob, Ioan, Toma, Iacob, Filip, Bartolomeu, Matei, Simon și Tadeu, Lin, Clet, Clement, Xist, Corneliu, Ciprian, Laurențiu, Crisogon, Ioan și Paul, Cosma și Damian și pe toți sfinții tăi. Prin meritele și rugăciunile lor, dăruiește-ne în toate împrejurările ocrotirea și ajutorul tău. Te rugăm, Doamne, să primești cu bunăvoință jertfa slujirii noastre și a întregii tale familii. Rânduiește în pace zilele noastre, mântuiește-ne de osânda veșnică și primește-ne în rândul aleșilor tăi. Te rugăm, Dumnezeule, să binevoiești ca această jertfă în toate binecuvântată, ție sfințită, bine primită și plăcută ție, ea să devină pentru noi trupul și sângele prea iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. El, în ajunul pătimirii, a luat pâinea în sfintele și prea cinstitele sale mâini și ridicând ochii spre cer, către tine, Dumnezeule, Tatăl Său atotputernic, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și acest potir prețios în sfintele și prea cinstitele sale mâini, și din nou mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței.
De aceea, Doamne, noi, slujitorii Tăi și poporul Tău sfânt, celebrând fericita pătimire, precum și învierea din morți și glorioasa înălțare la cerurile Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, oferim maestății Tale preaslăvite din darurile Tale, o jertfă curată, o jertfă nepătată, pâinea sfântă a vieții fără de sfârșit și potirul mântuirii veșnice. Binevoiește a privi asupra lor cu față senină și blândă și a le primi precum ai primit darurile dreptului Tău slujitor Abel și jertfa patriarcului nostru Abraham și ceea ce ți-a oferit marele Tău preot Melchisedec, jertfă sfântă prin nos nepătat. Te rugăm cu umilință, Dumnezeule atotputernic, să poruncești ca jertfa aceasta să fie adusă prin mâinile Sfântului Tău Înger, pe altarul Tău Ceresc, în fața maestății Tale dumnezești, pentru ca noi toți care vom primi de pe acest altar prea Sfântul Trup și Sânge al Fiului Tău, să ne umplem de toată binecuvântarea cerească și de harul Tău. Amintește-ți, Doamne, și de slujitorii și slujitoarele Tale, care au mers înaintea noastră cu semnul credinței și dorm somnul păcii. Te rugăm, Doamne, să binevoiești a le da lor și tuturor celor care se odihnesc în Hristos un loc de răgorire, de lumină și de pace. De asemenea și pe noi păcătoșii, slujitorii Tăi, care nădăjduim în mulțimea îndurărilor Tale, binevoiește a ne uni cu Sfinții Tăi apostoli și martiri, cu Ioan, Ștefan, Matia, Barnaba, Ignațiu, Alexandru, Marcelin, Petru, Felicitas, Perpetua, Agata, Lucia, Agneza, Cecilia, Anastasia și cu toți Sfinții Tăi. Te rugăm să ne primești alături de ei, nu pentru vrednicia noastră, ci din belșugul milei Tale. Prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu, Doamne, pururea creezi aceste daruri, le sfințești, le însuflețești, le binecuvântezi și ni le dai nouă. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale.
și binevoiești ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururia cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine, va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să-i, dar spune numai un cuvânt. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, dăruiește-ne harul, ca așa cum ne hrănim în viața pământească la cina de taină a Fiului Tău, tot astfel să ne îmbrednicim a fi părtași de ospățul veșnic al împărăției Tale, prin Hristos Domnul nostru.